Bună ziua, dragii mei! Bine ați venit la lecția 16 de limba română din caietul de vacanță pentru clasa a 4-a. Acesta este caietul. Dragii mei, vom face câteva exerciții recapitulative care vă vor ajuta mult în evoluția voastră. Vă rog să aveți răbdare până la sfârșitul lecției, nu durează decât câteva minute. Identifică verbele din proverbele următoare. Apoi scrie timpul, persoana și numărul fiecăruia. Bine faci, bine găsești. Verbele sunt faci și găsești. Faci este verb la timpul prezent. Persoana a doua, numărul singular, tu faci. Găsești este tot verb la timpul prezent. Persoana a doua, numărul singular. Cine aleargă după doi iepuri, nu prinde niciunul. Primul verb este aleargă. Este verb la timpul prezent, persoana a treia, numărul singular, forma afirmativă, pentru că face o acțiune. Al doilea verb este nu prinde. Este verb la timpul prezent, persoana a treia, numărul singular, dar la forma negativă, pentru că nu face acțiunea, nu prinde, are o negație în componență. Ai carte, ai parte. Cele două verbe sunt ai și din nou ai. Noi o să analizăm unul singur. Ai este verb la timpul prezent, persoana a doua, numărul singular, forma afirmativă. Cine se scoală de dimineață, departe ajunge. Verbele sunt se scoală și ajunge. Se scoală este verb la timpul prezent, persoana a treia, numărul singular, forma afirmativă. Ajunge este tot verb la timpul prezent, persoana a treia, numărul singular, forma afirmativă. Alege forma corectă a verbelor. Ionel ia mingea. Ia se scrie legat sau dezlegat? Ce părere aveți? Se scrie legat, pentru că este verbul a lua. Eu iau, tu iei, el ia. Da? Vasile este în clasă sau i este în clasă? Scris cu e sau cu ie? Este se scrie e-s-t-e. Începe cu litera e, verbul este. Tu iei sau tu ei? Un calificativ bun. Corect este tu iei. I-E-I. Iei. Pentru că este vorba aici despre verbul a lua. Eu iau, tu iei, el ia. Găsește verbe potrivite pentru următoarele substantive. Pentru substantivul elevul am găsit verbul scrie, elevul scrie. Pentru substantivul soarele am găsit verbul strălucește, soarele strălucește. Pentru substantivul bruma am găsit verbul se așează, bruma se așează. Apoi ni se dau substantive la sfârșitul propoziției și primul cuvânt este verbul pe care trebuie să-l găsim noi. Pentru substantivul frunzele am găsit verbul cad și am obținut propoziția cad frunzele. Pentru substantivul stelele
Am găsit verbul apar și am obținut propoziția apar stelele. Pentru substantivul greierul, am găsit verbul cântă și am obținut propoziția cântă greierul. Scrie verbele care provin de la următoarele substantive. Cântare. Verbul care provine din substantivul cântare este a cânta. Scriere. Verbul este a scrie. Alergare. Verbul este a alerga. Citire. Verbul este a citi. Floare. Verbul este a înflori. Mâncare. Verbul este a mânca. Precizează persoana și numărul verbelor din textul următor. Mai întâi am să citesc textul. Păduri nesfârșite se înalță între cer și pământ. Ele amenință cu tăcerea și întunericul lor. Se înfundă sclipitoarele coifuri în umbra văilor înguste. Cercetașii furnică. Deodată un strigăt de trâmbiță vestește începerea luptei. Rândurile se strâng. Pe Timiș în sus, dacii stau la pândă cu arcurile întinse. Primul verb este se înalță. Persoana a treia, numărul singular. Amenință. Persoana a treia, numărul singular. Se înfundă. E vorba despre coifuri. Coifurile se înfundă. Persoana a treia, numărul plural. Furnică. Cercetașii furnică. Ei. Persoana a treia, numărul plural. Vestește. Persoana a treia, numărul singular. Se strâng, persoana a treia, numărul plural. Stau, persoana a treia, numărul plural. Desparte în silabe cuvintele date. Mirosea. Mi-ro-sea. Are trei silabe. Înfloriți. Înfloriți. Trei silabe. Puternice. Puternice. Patru silabe. Mulțumire. Mulțumire. Patru silabe. Pleacă. Pleacă. Două silabe. Copilul. Copilul. Trei silabe. Se. Este un cuvânt monosilabic, are o singură silabă. Stat. Tot monosilabic. Tufișul. Tufișul. Trei silabe. Grozav. Grozav. Două silabe. Măiestrie. Măiestrie. Patru silabe. Privească. Privescă. Trei silabe. Vreme. Vreme. Două silabe. Primenești. Primenești. Trei silabe. Găsește cuvinte cu sens asemănător pentru substantivele următoare și atât. Cuvintele cu înțeles sau cu sens asemănător se numesc sinonime. Fracturare, sinonimul este ruptură. Locuință, sinonimul este casă. Iubire, sinonimul este dragoste. Literă, sinonimul este buchie. Grai,
Sinonimul este voce, când se referă la ce se aude când vorbim, dar graima înseamnă și limbă, limbajul popular dintr-o anumită regiune a țării. Grai oltenesc, grai moldovenesc și așa mai departe. Găsește cuvinte cu sens opus pentru substantivele de mai jos. Cuvintele cu sens opus se numesc antonime. Apropiere, antonimul este depărtare. Cultură, antonimul este incultură. Indulgență, antonimul este intransigență. Îmbarcare, antonimul este debarcare. Înaintare, antonimul este retragere. Sărăcie, antonimul este bogăție. Găsește, alcătuiește enunțuri în care să introduci verbe cu sens asemănător verbelor date. A grăi, un verb cu sens asemănător este a vorbi. Și propoziția, profesorul le vorbește elevilor. A juca are sinonimul a dansa. Propoziția, la petrecere toată lumea a dansat. A se documenta, sinonimul este a cerceta. Și propoziția, nu putem acuza pe nimeni fără a cerceta. A privi are sinonimul a se uita. Propoziția, diseară mă uit la un serial cu animale. A demola are sinonimul a dărâma. Nu-mi dărâma castelul de nisip, te rog. Formează substantive de la următoarele verbe, apoi găsește cuvinte cu înțeles opus. A lenevi, substantivul este lene și antonimul este hărnicie. A mulțumi, substantivul este mulțumire și antonimul este nemulțumire. A minți, substantivul este minciună și antonimul substantivului este adevăr. A crede, substantivul este credință și antonimul substantivului este necredință. A liniști, substantivul este liniște și antonimul substantivului este neliniște. A îngheța, substantivul are două substantive, unul înghețată și al doilea gheață. Antonimul pentru gheață este foc. Dar antonim pentru înghețată nu există. Vă mulțumesc pentru participarea la această lecție. Dacă v-au plăcut exercițiile, vă rog să lăsați un like și pentru că acesta este un canal gratuit, ca să-l mențin în continuare gratuit, am nevoie de mulți abonați, de un număr foarte mare de abonați. Așa că vă rog să vă abonați și să le recomandați și prietenilor voștri acest canal. La revedere!